Ca o albinuță din floare în floare. Cu toții am auzit această expresie. Înseamnă hărnicie, trudă, dar și rezultate pe măsură. Albinele produc polen, miere, dar și necazuri. Uneori acestea devin agresive și atacă. Prin înțepături, albinele pot provoca dezastre. Pe lângă beneficiile oferite de albine, oamenii pot avea și de suferit de pe urma lor. Nu de puține ori, acestea au atacat, iar ce e mai grav, au produs și deces prin înțepături. Pentru o persoană înțepată de albine, importante sunt două lucruri, numărul de înțepături și consecințele, cea mai gravă fiind șocul anafilactic. Dacă ne referim la numărul de înțepături, este bine să reamintim că albinele sunt animale gregare, care locuiesc în colonii și se activează mai mult în momentul în care este vorba de apărare. Dacă am fost înțepați de o albină și suntem în apropierea unui stup de albine, există riscul să fim înțepați de multe altele. De aceea e bine să ne punem la adăpost, să fugim din calea lor. În al doilea rând, vorbim de potențialul de reacție alergică a pacientului. Dacă suntem predispuși la alergii, este o șansă destul de mare să facem reacție alergică la înțepătura de albină. Iar aici riscul major este de șoc anafilactic și de edem glotic, care poate duce la stop cardiorespirator cu consecințe nefaste pentru pacient. Cei care au nenorocul de a fi înțepați de un roi de albine trebuie să ia măsuri imediate și să se prezinte la medic. Chiar și o singură înțepătură uneori poate provoca moartea. În mod evident, trebuie să se ajungă cât mai repede la unitate de primire a urgențelor sau să se solicite intervenția serviciilor de ambulanță pentru a se administra antiinflamatoarele care pot preveni apariția edemului glotic și a tulburărilor respiratorii. Așa că iubitorii de frumos, de natură, de plimbări prin pădure și mai ales pofticioșii de miere trebuie să fie precauți pentru că nu se știe niciodată când pot da nas în nas cu o albină.